Întorcându-ne la măsurile adoptate de către Guvernul României pentru a combate și limita efectele epidemiei cu coronavirus din punct de vedere medical și sanitar, în această ședință de guvern au fost adoptate două hotărâri de guvern în domeniul sanitar. Prima dintre acestea privește stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pentru perioada de stare de urgență. Și dați-mi voie să vă prezint câteva dintre prevederile acestui act normativ. Chiar dacă sunt mai numeroase, acestea sunt foarte importante pentru modul de reglementare al relației dintre medic și pacient în această perioadă. Astfel, potrivit acestei hotărâri de guvern, se prelungește aplicabilitatea contractului cadru pentru pachetele de servicii medicale contractate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv contractul cadru încheiat pentru perioada 2018-2019 se prelungește cu perioada stării de urgență. De asemenea, în această perioadă nu va fi necesară folosirea cardului de sănătate, cardului național de asigurări sociale de sănătate. Practic, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, materialele sanitare, medicamentele și dispozitivele medicale pot fi acordate și validate fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile prevăzute în acest sens pentru medicii de familie, pentru medicii care trebuiau să folosească acest card de sănătate, obligația acestora este modificată în sensul în care nu mai este obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în termen de 3 zile de la data acordării acestora, respectiv a eliberării serviciilor medicale și dispozitivelor medicale. O altă prevedere importantă inclusă în această hotărâre de guvern privește tratarea pacienților cu servicii medicale, materiale sanitare și medicamente necesare pentru persoanele diagnosticate cu COVID-19. Astfel, potrivit reglementării adoptate de guvern, toate persoanele aflate pe teritoriul României beneficiază de aceste servicii, indiferent de calitatea de asigurat sau nu a acesteia. Pentru pacienții simptomatici cu COVID-19 se reglementează posibilitatea acordării consultațiilor la distanță, ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare și pot fi acordate de medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu. Tot în vederea reducerii contactului și a deplasărilor la cabinetele de medicină de familie sau în ambulatoriile de specialitate, se prelungește termenul de valabilitate pentru biletele de trimitere, se prelungește cu 90 de zile biletele de trimitere existente sau a căror valabilitate expiră în această perioadă. De asemenea, documentele necesare solicitate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea acestora de către o altă persoană. O altă situație întâlnită în această perioadă și care necesită o nouă reglementare se referă la pacienții cu boli cronice, cu schemă stabilă de tratament. Pentru aceștia nu mai este necesară o nouă reevaluare a medicului specialist pe perioada stării de urgență pentru reînnoirea scrisorii medicale inițiale. De asemenea, medicul de familie poate emite prescripție medicală în baza documentelor medicale care au fost deja emise pacientului. În fine, situația consultațiilor medicale la distanță, prevăzute pentru pacienții cu persoanele infectate cu COVID, această posibilitate tehnică de desfășurare a consultațiilor medicale este extinsă și pentru celelalte categorii de pacienți, respectiv poate fi acordat acest serviciu de către
către medicii de familie și de către medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații pe oră. Mai sunt și alte prevederi în cuprinsul acestui act normativ, care privește modul de decontare a cheltuielilor efectuate de unitățile spitalicești în perioada stării de urgență, pentru a asigura decontarea acestora din bugetul național al asigurărilor de sănătate, în special pentru programele naționale de sănătate și pentru acele unități spitalicești care sunt implicate în combaterea și limitarea infecțiilor cu coronavirus. Tot în domeniul sănătății a fost aprobată o hotărâre de guvern pentru modificarea organigramei Ministerului Sănătății. Practic, prin această modificare, crește numărul de posturi alocat pentru direcțiile de sănătate publică județene în această perioadă, respectiv cu 1000 de posturi, și de asemenea, structura serviciilor de ambulanță județene și a serviciului de ambulanță București-Ilfov se suplimentează cu 1000 de posturi. Pentru perioada stării de urgență, recomandarea este ca angajările pe această perioadă